Dragi elevi, bună ziua! Astăzi vom discuta subiectul 3 din cadrul testului de evaluare bacalaureat Istoria Românilor și Universală. Subiectul al treilea este unul dintre cele mai interesante subiecte ale lucrării, deoarece are doi itemi interesanți. Primul item, simplu, care urmează să solicită să explicăm esența. După DEX, a explica esența înseamnă a face mai clar, a face să fie mai ușor de înțeles, a lămuri, a arăta, a desluși, a tălmăci. Ori, verbele care ne sunt propuse în item determină operația logică pe care urmează a fi realizată de către noi sau urmează să o realizăm în continuare. Și este foarte important să înțelegem ce trebuie să facem în cazul acestui item. Esența presupune ceea ce exprimă principalul sau necesarul generalul din fenomenul istoric, procesul istoric care ne este propus. Deci, în sarcina de explicare a esenței unui fenomen istoric, se presupune a găsi răspunsul solicitat direct în sursa propusă și apoi, în baza informației selectate, formulăm un răspuns coerent. Haideți să vedem cum se realizează un asemenea item. Luăm ca model o lucrare sau un item care a fost propus în testele anterioare. Explică cu trimitere la sursă esența marilor descoperiri geografice. Am preluat un fragment interesant despre descoperirile geografice în care se spune că navele comerciale erau echipate de companii înființate la Lisabona, de obicei pentru perioade scurte, pentru câteva călătorii. Dreptul de a întemeia colonii era arendat persoanelor particulare, portughezi sau chiar străini, care obțineau venituri considerabile. În fiecare an, o flotă de 6 sau 7 nave pleca spre Goa, India. După 7-8 luni, acestea veneau încărcate cu mirodenii. Era interzis străinilor să facă afaceri pe coastele Indiei. Probabil observați în textul nostru două tipuri de culori. Cele cu culoare albastră, textul și un text care este scris cu culoare neagră. Ce am vrut să spunem prin aceste culori? Încercăm împreună cu dumneavoastră să găsim în text fragmentele sau propozițiile, sintagmele care ne oferă informații despre marile descoperiri geografice, astfel încât să putem formula corect esența sau să putem explica corect esența marilor descoperiri geografice. Ce avem aici? Avem chiar în prima propoziție. Navele comerciale erau echipate, vedeți mai departe, de companii înființate la Lisabona. Apoi avem dreptul de a întemeia coloniei. Eu citesc mai departe atent și observ încă o idee care mi-ar putea fi de folos. Obțineau venituri considerabile sau, ia uitați-vă și mai interesant, o flotă de 6-7 nave plecau spre Goa și după aceea veneau încărcate cu mirodenii. Probabil că ultimele rânduri ne sunt foarte utile pentru a încerca să clarificăm pentru noi ce sunt marile descoperiri geografice. Dacă v-ați lămurit un pic, haideți să vedem mai departe. Un elev ar putea să preia integrul de text propozițiile sau sintagmele pe care le-a identificat și le pune în textul de lucrare care este rezervat. În cazul acesta, nu știu dacă evaluatorul chiar o să-i ofere un punct oarecare, deoarece, uitați-vă atent pe barem, se oferă un punct dacă răspunsul nostru este simplist, declarativ, adică dacă eu voi încerca cu cuvintele proprii să explic în ce constau marile descoperiri geografice. De exemplu, am notat cu roșu, marele descoperiri geografice reprezintă începutul expansiunii europene pe alte continente. Este corect, suntem bravo, în cazul acesta noi am putea obține un punct pentru faptul că am încercat să dăm o declarație, un răspuns simplu. Pentru a obține mai multe puncte, ar fi necesar să includem și informații din sursă pe care noi le-am selectat anterior cu dumneavoastră corect și le integrăm în explicația propriu-zisă. De multe ori, elevii formulează o propoziție declarativă în care spun ce reprezintă fenomenul care este solicitat pentru explicație și apoi
automat transcriu din sursă fragmentul de text care consideră că este bun pentru explicația propriu-zisă. În cazul acesta, elevului îi lipsește o explicație pertinentă, proprie, personalizată, care să fortifice sursa și care să prezinte o competență de, o subcompetență de explicare a esenței faptului istoric analizat. Deci, pentru două puncte, noi trebuie să operăm cu informația din sursă. Intenționat am păstrat aceeași propoziție declarativă pe care am scris-o anterior și la ea am mai adăugat varianta pe care de obicei elevii o realizează. Am transcris din sursă fragmentul pe care l-am socotit eu foarte interesant pentru mine să-l dau ca și răspuns sau ca trimitere la sursă. Pentru maxim 3 puncte, asta este dorința fiecărui elev, aici ar trebui nu doar să prezentăm marele descoperiri geografice. Fiți atenți, noi reflectăm esența faptului istoric analizat, noi construim o explicație deplină, adică am dat o propoziție declarativă, am explicat propoziția propriu-zisă și am selectat și fragmentul din sursă care vine să explice. Vreau să vă atrag atenție asupra felului în care noi formulăm. Nu copiem din sursă propozițiile în așa fel încât evaluatorul să creadă că noi am făcut trimitere, am operat cu informația din sursă. Este foarte important aici, nu pur și simplu să operăm așa cum am făcut-o, iată, în ideea de mai sus. Este foarte important să facem și referința la sursă. Fie că o facem în varianta în care vă propunem noi pe tablă, prin ghilimele, fie că o faceți într-o variantă în care spunem că autorul sursei ne relatează despre fenomenul respectiv în varianta următoare. Deci, itemul acesta, încercăm cu voi să-l analizăm un pic mai jos. Iată, vom încerca într-un alt exercițiu, într-o altă variantă, în care ni se cere un alt verb, să demonstrăm. Verbul explică este înlocuit cu verbul demonstrează. A demonstra, după dicționarul explicativ al limbii române, înseamnă a dovedi în mod convingător, prin argumente, raționamente logice, exemple concrete, adevărul sau falsul unei afirmații al unui fapt. Și baremul care se aplică aici, dacă observați atent, este același barem care a fost aplicat și în itemul de mai sus. Cum se verifică un răspuns al elevului în cazul acesta? Privim un pic mai jos. Am preluat un fragment din Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului din 26 august 1789, care a fost propus într-o sesiune de bacalaureat din anii precedenți. Autorii testului ne solicită să demonstrăm cu trimitere la sursă și valorificând cunoștințele obținute anterior caracterul revoluționar al acestui document. Observăm foarte atent că în cazul acestui item apare o condiție un pic mai deosebită. Una, să demonstrăm caracterul revoluționar al documentului și doi, să în explicația pe care o formulăm, facem trimitere la sursă și valorificăm cunoștințele obținute anterior. Eu vă propun acum să analizăm această sursă și să încercăm maxim din text să identificăm acele propoziții sau acele informații care ne-ar servi drept suport pentru formularea răspunsului. Avem să demonstrăm caracterul revoluționar. Și din cunoștințele anterioare de clasa 11-a, cunoaștem că revoluția înseamnă o schimbare radicală care se produce. Dacă e vorba de schimbare radicală, atunci haideți să vedem cu ce se schimbă. Sursa este foarte bună aici. Autorii sursei ne prezintă, uitați-vă atent, reprezentanții poporului francez constituiți în adunare națională considerând că ignorarea, nesocotirea sau disprețuirea drepturilor omului sunt singurele cauze ale nefericirii publice și ale corupției guvernelor. Ori asta a fost ce s-a întâmplat până la adoptarea Declarației Drepturilor Omului și Cetățeanului.
Cu ce se schimbă, vedem mai departe. Astfel că această declarație, priviți atenți, mereu prezentă înaintea tuturor membrilor societății să le reamintească fără încetare drepturile și îndatoririle lor. Și urmează articolul 1 cu albastru, am scris informația care mie mi-ar prinde bine pentru formularea răspunsului. Oamenii se nasc liberi și rămân egali în drepturi sau varianta de articolul 2. Urmăriți atenți conservarea drepturilor naturale sau libertatea, proprietatea, siguranța, rezistența la opresiune. Acestea ar fi informațiile utile pe care eu aș putea să le preiau aici. Cred că aș avea cel puțin două variante de răspuns. O variantă legată de drepturile omului și o variantă legată de nefericirea publică de națiunea ca sursă a oricărei suveranități. În cazul acestui item, eu mi-am selectat din sursă informația pe care cred că este utilă, mai ales cea legată de drepturile omului. Sus am cauzele, aici regăsesc caracterul revoluționar, schimbarea care se produce. Haideți să vedem pe barem cum realizez eu lucrarea aceasta. După ce am selectat informația, formulez o propoziție pe care o iau drept bază. Declarația drepturilor omului și cetățeanului a avut caracter revoluționar. Este un răspuns declarativ, nu mă opresc aici, pentru că această declarație, acest răspuns declarativ îmi oferă doar un singur punct în evaluare. Pentru completare, iau fragment din sursă. Astfel, oamenii se nasc și rămân egali, liberi și egali în drepturi. Formula de aici. De cele mai multe ori, în examenul de bacalaureat, noi întâlnim asemenea formă de răspuns. Și suntem foarte supărați când elevul ar fi putut să mai scrie ceva, iată aici, să mai adauge o informație, o explicație proprie prin care să demonstrezi. Ori am văzut anterior ce înseamnă să demonstrezi. Și în cazul acesta mergem pe formula pentru cele trei puncte. Declarația drepturilor omului și cetățeanului, adoptată în Franța la 1789, contribuie la lichidarea vechiului regim care se caracteriza prin ignorarea, nesocotirea sau disprețuirea drepturilor omului și instituirea unui regim nou în care sunt asigurate drepturile omului și ale cetățeanului. În paranteză, în ghilimele, pardon, oamenii se nasc liberi și rămân liberi și egali în drepturi. Am văzut schimbarea, am prezentat schimbarea, am făcut referință la cunoștințele anterioare. Franța 1789 era scris în text, privim atent, aveți grijă să folosiți și informațiile de aici care sunt prezentate cu bold. Da, așa. Avem lichidarea vechiului regim, este o informație care vine din cunoștințele anterioare, instituirea unui regim nou vine din cunoștințele anterioare. Și avem respectiv și fragmentele preluate din surse sau acea trimitere la sursă pe care noi am prezentat-o prin formula aceasta. Este cea mai simplă formulă prin care poți să convingi evaluatorul că ai preluat din sursă, ai integrat optimal informația din sursă în explicația sau demonstrația pe care ai realizat-o. Al doilea item din subiectul 2 este un item care nu se schimbă practic de la an la an, decât cu doar câteva momente. Are două condiții de lucru. Prima, să formulăm o cauză sau o consecință după un model prestabilit. Uneori avem două consecințe, alteori avem două cauze. Putem avea o cauză și o consecință. Modelul este diferit, vedem mai jos. Ce înseamnă a formula? Asta presupune a da o formă precisă unui gând, unei idei, unei hotărâri, a exprima prin cuvinte, a enunța. Adică, de la noi se solicită să formulăm o propoziție.
nu completăm eseuri în text, în textul lucrării, nici spațiu nu avem. Este suficient să formulăm o propoziție precisă în care să prezentăm cauza sau consecința solicitată. A argumenta este un verb care necesită a dovedi, a demonstra, a întări ceva cu argumente. Și noi cunoaștem că dumneavoastră, că argumentul este compus din două elemente. Una e raționamentul, ceea ce presupune explicația pe care o ofer, sau, cu alte cuvinte, pe varianta cea mai simplă, răspund la întrebarea de ce am numit această consecință sau de ce eu consider că consecința pe care am formulat-o anterior este potrivită. Al doilea element este exemplul pe care îl aduc. Exemplul o fi dovada factologică care poate servi drept suport pentru răspunsul formulat de mine. Adică este o dovadă a consecinței numite sau o dovadă a cauzei numite. Nici de cum străduiți-vă să nu raportați dovada la raționament, pentru că există riscul ca să ajungeți în altă extremitate decât cea pe care, de la care ați pornit. Avem de obicei în lucrările de bacalaureat trei modele de argumentare sau trei formulări pentru sarcina argumentează. Prima variantă presupune a argumenta răspunsul, ceea ce elevul trebuie să știe din start, că de la el se cere să explice, să propună un raționament, adică și să aducă o dovadă care confirmă cauza sau consecința. Al doilea model presupune argumentează răspunsul cu trimitere la sursă, ceea ce înseamnă că de la mine se așteaptă să dau o explicație pentru cauza, consecința formulată și să caut un fragment în sursă care să confirme această cauză. Al treilea model pe care îl întâlnim ține de argumentarea cu trimitere la sursă și la cunoștințele obținute anterior. Ei, aici varianta este aproape asemănătoare cu prima, adică construiesc un raționament și obligatoriu aduc o dovadă a cunoștințelor anterioare. Cea mai simplă variantă este atunci când aduc un fapt istoric pe care eu îl cunosc cu referință la cauza, consecința pe care am enunțat-o. Modelele pentru formulare. Pentru formulare de cauză, formulare de consecință, recapitulăm ce înseamnă a formula, am avut-o și în subiectele anterioare, adică a da o formă precisă unui gând, unei idei, unei hotărâri, a exprima prin cuvinte, a enunța, câteva modele pe care le putem regăsi în testele de bacalaureat. Prima formulă, cea mai simplă, formula A, când ni se dă liberă alegere, să numim oricare cauze sau oricare consecință pe care le cunoaștem noi. Varianta a doua, ni se solicită concret consecințe, cauze de tip fie social, fie economic, fie politic, cultural, intern, extern sau de altă natură. Ceea ce înseamnă că eu sunt foarte atent, consecința, cauza pe care o formulez, neapărat o atașez la domeniul pe care mi-l solicită. Nu confundăm domeniile. A treilea model ține de cauze, consecințe imediate și de perspectivă. Ei, asta cred că o fi cea mai complicată sarcină de lucru. Elevii de multe ori încurcă imediatul cu perspectiva, caută neapărat limită de timp, de când până când ține aspectul imediat și de când începe cel de perspectivă. Vedem mai jos cum ne descurcăm și ultimul model ține de o cauză sau o consecință, așa cum am avut și în testele de exersare. Haideți să vedem cum și rezolvăm pe aceeași sursă, pentru că am cunoscut-o deja anterior. Formulăm conform modelului propus două consecințe ale marilor descoperiri geografice și argumentăm răspunsul.
am subliniat, argumentează răspunsul, deoarece am preluat aici primul model de argumentare. Recapitulăm, e modelul care presupune obligatoriu raționament și exemplu pe care îl aducem. Deci, primim un punct pentru formularea de consecință, avem două consecințe, respectiv câte un punct pentru fiecare dintre ele, numite simplu, fără compuneri de texte introductive care nu ne servesc la nimic și nici nu ne oferă posibilitatea să ne integrăm în spațiu. Consecința 1, de exemplu, o consecință a marilor descoperiri ar fi revoluția prețurilor. 2. Instaurarea dominației europenilor. Am luat la alegere ceea ce am ținut minte din materialul studiat în clasa a 10-a. Cum argumentez? Cu roșu se face echivalentul cam așa ar fi. Da? Deci, voi obține un punct dacă eu voi argumenta în felul următor. Revoluția prețurilor a afectat economia europeană. Cuceritorii au adus cantități imense de aur, ceea ce a cauzat o scădere a valorii metalelor prețioase și o creștere a prețurilor. Am numit consecința anterior și mai jos am încercat să explic cu de ce asta este o consecință. Pentru că ea a cauzat o scăderea valorii metalelor prețioase, o creștere a prețurilor sau care în ce constă revoluția aceasta a prețurilor. Cum ajung pentru cele două puncte? Cum obțin cele două puncte? Ce introducem în același text pe care l-am scris anterior? Urmăriți atent mai jos. Revoluția prețurilor a afectat economia europeană din secolele 16-17. Am deja o dovadă factologică care confirmă un exemplu. Cuceritorii au adus cantități imense de aur și argint din lumea nouă. Încă o informație, o dovadă. Argintul din Peru și Mexic provoacă o scădere a valorii metalelor prețioase și o creștere a prețurilor între 300 și 500% pe durata unui secol. Elevul nostru ce face? Formulează consecința, o explică această consecință și aduce informație factologică, cronologică, de spațiu, procentuală, pe care o integrează în răspunsul pe care îl oferă. Un asemenea răspuns neapărat ajunge la cele două puncte pentru argumentare. Haideți să vedem al doilea model. Modelul care presupune o consecință economică și o consecință socială. Urmăriți ecranul. O consecință economică a marilor descoperiri geografice, aceeași, revoluția prețurilor. O consecință socială, ascensiunea burgheziei. Am selectat ceea ce mi s-a părut că se potrivește pentru aceste două domenii, domeniul economic și politic. Cum argumentăm? Același text pe care l-am preluat anterior pentru argumentare rămâne valabil și aici. Este foarte important în cazul acesta, atunci când ni se propun domeniile, scrie o consecință conform modelului, iată modelul propus, modelul nostru o fi acesta, modelul economic, modelul social, trebuie să fim foarte atenți ca acest model să fie respectat. Argumentarea, mai departe, iarăși ne aparține, am zis-o anterior, neapărat cu raționament și cu exemplu. Următorul model, avem consecință imediată și de perspectivă. Problema cea mai mare a elevilor în lucrarea de bacalaureat, identificarea consecinței imediate și a celei de perspectivă. Am mers pe aceeași idee. Pe revoluția prețurilor. Consecința imediată, de perspectivă, îmbogățirea negustorilor și a proprietarilor de manufacturi. Sau, o altă variantă ar putea fi crearea sistemului colonial, în dependență de ceea ce cunosc eu mai bine pentru dovada pe care urmează să o zic în lucrare, să o scriu în lucrare, în răspunsul pe care îl formulez.
Cum apare consecința de perspectivă aici? Revoluția prețurilor, eu o țin minte. Da? Și atunci această revoluție a prețurilor are drept consecință a sa, duce la îmbogățirea negustorilor și a proprietarilor de manufacturi. Nu ține de timp când se încheie revoluția prețurilor și când începe îmbogățirea. Când încheie consecința imediată, când începe consecința de perspectivă. Este foarte important să înțelegem că consecința, cea mai simplă variantă, consecința de perspectivă derivă de cele mai multe ori din consecința imediată. Dacă am fost înțeleasă, atunci haideți să urmărim argumentul pe care îl propunem. Pentru consecința de perspectivă, revoluția prețurilor îmbogățește negustorii și proprietarii de manufacturi. Bancherii din Genova, Nürnberg, oferă împrumuturi suveranilor europeni cu o dobândă ridicată. Cred că aceste propoziții vă oferă posibilitatea să înțelegeți cum se construiește consecința de perspectivă. Vedem încă un model. Iarăși, în baza marilor descoperiri geografice, argumentăm răspunsul cu trimitere la sursă. Intenționată, ne întoarcem înapoi la text ca să încercăm cu voi să găsim în sursă maxim informații, suport pentru aceste consecințe, în mod special pentru trimiterea la sursă. Este important în acest model de item să fiu atent la partea a doua, sarcina a doua, pasul 2, argumentează răspunsul. Cum? Cu trimitere la sursă. Deci, citesc sursa și caut în sursă acele propoziții pe care aș putea să le preiau pentru viitoarele consecințe pe care le voi scrie. Sunt subliniate trei rânduri. Navele comerciale erau echipate de companii înființate la Lisabona, sau în fiecare an o flotă de 6 sau 7 nave pleca spre Goa, sau două, după 7-8 luni acestea veneau încărcate cu mirodenii, ar putea să mai fie și ultima propoziție. De exemplu, era interzis străinilor să facă afaceri pe coastele Indiei și aceasta ar putea să servească drept suport pentru formularea unei consecințe. Urmărim mai jos cum apar ele. O consecință economică, modelul ne solicită. Consecința economică am scris-o creșterea schimburilor comerciale. De ce creșterea schimburilor comerciale? Pentru că am găsit în sursă fragmentul acesta, urmăriți aici. Da? Acest fragment. Navele comerciale erau echipate de companii înființate la Lisabona sau era interzis străinilor să facă afaceri pe coastele Indiei. Dreptul de a întemeia colonii era arendat persoanelor particulare. Creșterea schimburilor comerciale, dați-vă atent, se vede bine în propozițiile. În fiecare an o flotă pleca și revenea înapoi cu... Vasele reveneau încărcate cu mirodenii. Pentru consecința politică, crearea imperiilor coloniale, eu vreau să mă opresc, eu am curcat o leacă lucrurile. Da, de unde să merg mai departe? Da? Se taie, da? Horoșo, dacă se taie. Bun. Urmărim cu atenție modelul de consecințe propus și fragmentele de sursă pe care le-am selectat. Atunci când am gândit ce consecință economică voi scrie, am ținut cont de o informație pe care am regăsit-o aici. În fiecare an, o flotă de 6-7 nave pleca spre Goa și apoi reveneau încărcate cu mirodenii. Cred că este cea mai frumoasă informație din sursă care poate să-mi sugereze ideea. O argumentez cum se realizează. Noi vă propunem acum consecința politică, creșterea imperiilor coloniale. Ea tot se regăsește în sursă. Urmărim cu atenție fragmentul pe care l-am propus, iată aici. Urmarea descoperirilor geografice, teritoriile explorate în lumea extraeuropeană sunt cucerite și colonizate sistematic. Se constituie primele imperii coloniale, una din ele fiind Portugalia. Am găsit în sursă Lisabona. Așa.
După cum ne relatează sursa, navele comerciale erau echipate de companii înființate la Lisabona sau dreptul străinilor de a face colonii pe coastele Indiei era interzis. În momentul în care am scris, după cum ne relatează sursa, deja este clar că eu operez cu sursa și am preluat, nu pur și simplu intact textul din sursă, dar știu cum să-l aplic în răspunsul meu. Fac trimitere la sursă, fac trimitere la autorul sursei, preiau textul în ghilimele și atunci evaluatorului este foarte clar că eu, elevul, știu să operez cu sursa istorică. Asta a fost subiectul 3. Vă mulțumim pentru atenție. Exersați!